Ei, salutare, prieteni, eu sunt X-Breaker. Bine v-am regăsit la un nou episod din Ghicește Fotbalistul. De această dată vom ghici care jucător este mai în vârstă. Sunt alături de fratele meu aici. Salutare. Și vom încerca de această dată să vedem, e un mic challenge, să vedem care știe mai bine, să zic așa, vârsta jucătorilor. Primul duel, Di Maria și Mesut Özil. Ăsta va fi. Aștept și comentariile voastre, iar dacă vă doriți în continuare astfel de episoade, nu uitați să apăsați butonul de like și haideți să vedem dacă voi ghiciți mai mulți jucători decât noi. Nu știu, eu încep eu primul, hai să, sau nu, îl las pe el, că să zic așa e gazda. Bă, eu sincer nu sunt sigur, dar parcă îl știu de mai mult timp pe Mesut Özil, deci trebuie să spun care e mai bătrân, nu? Da. Cred că Mesut Özil. Eu merg pe Angel Di Maria, că e mai în vârstă decât Mesut Özil. Haideți să vedem care este răspunsul corect. Oh, Angel Di Maria. Da, așa cred că e de la un an distanță. Da, sunt foarte apropiați de vârstă. Deci am 1-0 momentan. Mesut Özil e în 88 născut, la fel ca și Di Maria. Iată, Mesut Özil e pe 15 octombrie, eu sunt pe 16 octombrie. Suntem aproape acolo. Mergem mai departe la următorul jucător. Am 1-0, trebuie să ținem minte. Sunt curios și voi să vedem ce răspunsuri dați. Următorul. Kaká și Zlatan Ibrahimović. Zici tu. Eu merg pe Kaká. Kaká s-a luat și balonul de aur cu 10 ani, cred. Dar eu zic că Ibrahimović. Hai să vedem. Se face 2-0 sau 1-1. Oh, Ibra. E în 81 Ibrahimović, are 34 și Kaká tot 34. De, cred că videoclipul e făcut mai de mult, nu știu exact. Da. Ibrahimović este mai mare decât Kaká. Mergem mai departe, la egalitate. Se pare că mergem momentan. Haideți să vedem următorii, Alexis Sanchez și Müller. Tu trebuie să zici că ai ghicit. Facem o dată 1, o dată 1. Sanchez. Eu merg pe Müller, nu știu, cel puțin și după față mi se pare mult mai bătrân Müller decât Alexis Sanchez. Sanchez e un... Da, Müller în 89. Müller în 89, Alexis în 88. E bine așa. E bine, aștept și comentariile voastre. Noi mergem mai departe la următorul jucător. Haideți să vedem cine vine acum. Ăsta e de Brainido cu Eden Hazard. Duel, da, oricum cine sunt geamă? Foarte echilibrați. Merg pe Eden Hazard eu. Eu merg pe Eden Hazard. Păi și eu tot ăla vreau. Dacă vrei tot ăla, tot ăla îl pui și tu. Tot Eden Hazard, amândoi. Deci, asta e, să n-avem ce să facem. Parcă văd că e o surpriză și va fi de Brainido. Da, Eden Hazard, amândoi 91. Deci Eden Hazard e mai mare cu un an decât mine. Da. O fi bine așa și el joacă la Chelsea. Asta este. Mergem mai departe. Hai să vedem următorii doi jucători. Van Persie și Andres Iniesta. Van Persie. Mai bătrân. Da, zici tu? Da. Eu merg pe Iniesta. Nu. Eu merg pe Iniesta, să vedem, pentru că vreau să egalez neapărat, oricum trebuie să egalez. Nu vreau să las să ducă la o distanță mai mare de mai... Van Persie, gata, s-a făcut 3-1. Deci nu trebuie să mai ratez niciun acum. Van Persie în 83, Iniesta în 84. Dacă te avem 10? Nu știu exact, că sunt oricum, nu mai sunt foarte mulți, cred că mai sunt vreo 4. Maxim are 3-1, ceea ce nu-i bine. Voi ați găsit aici Van Persie? Sunt curios să văd, chiar o să vom să văd. Cred că le-ai Coman. Da. Și ăsta Rashford sau cine? Nici nu știu exact, sincer. E duel interesant aici. Cine zice? Eu, tu trebuie să zici. Ce te dă de Coman că e tână așa? Coman. Coman mai în vârstă, da? Da. Și eu merg pe jucătorul lui Manchester United. Am fost la Ghiciu. Ghiciu, să vedem. Oh, Depay. Deci nu era Rashford. Era Depay 94, Coman 96. Iată aici o diferență de 2 ani. Fie bine. Deci e 3-2, am șanse în continuare. Am șanse să vedem acum cine pic. Sincer, oricum cu vârsta nici eu nu prea le am. Asta este, n-avem ce să facem.
Neuer. Cu Fabregas, nu? Da. Eu trebuie să zic acum. Fabregas. Pe Fabregas eu știu de mai mult timp decât pe Neuer. Eu merg pe Fabregas. Și eu tot ăla, dar hai să nu mergem așa, că după aia zici că fac din adins. Merg pe Neuer. Pe Neuer? Egal sau face 4-3 și câștigă? Haide să vedem. Este, mă! 86-87, băi Neuer. Dacă ziceam primul, aș fi zis Neuer. Aș fi zis Fabregas. Băi Neuer, ce faci? Mă bagi în groapă, Neuer. 4-2 se face scorul în aceste momente. Mă, Manchester 2. Nu cred. Nu cred. Ronaldinho și Pirlo. Cred că sunt duseam acolo undeva. Eu zic, nu? Da. Eu cred că Pirlo. Totuși. Pirlo. Pirlo. Pe Pirlo merg și eu. Pe Pirlo merg și eu, că așa, tot așa cred și eu, că Pirlo e mai în vârstă decât Ronaldinho. Da, Pirlo în 79, Ronaldinho în 80. Andrea Pirlo joacă prin America, sau nu mai știu exact unde joacă acum. Chiar nici parcă. Mergem mai departe, cred că mai sunt doi jucători. E 4-2, am șanse. Am mai șanse. Galezi. Ghiotze cu De Gea. Da. Eu merg pe Ghiotze, era rândul meu. Era rândul meu și merg pe Ghiotze. De Gea. Haide să vedem cine este mai în vârstă. Nu, De Gea, că te mor. Haide, este, mă. Gata, nu mai ai nicio șansă, fratel. Nu mai am nicio șansă și cred că a fost și ultimul jucător, dacă nu mă înșel. Haide să vedem, mă, mai este cineva sau, dar nu cred. Nu cred, De Gea e 90, Ghiotze 90, ba da. Lewandowski cu? Leva cu un jucător la Danemarca, dar cine o fi, sincer, nici nu știu. Eriksen. Nu știu cine e, nu cred, nu fine. Păi eu zic. Tu zici, da. Bă, dacă stai Eriksen, Lewandowski. Lewandowski zici tu, nu? Bă, dar e de la Danemarca sau de la Germania? Nu știu, eu merg pe... Danemarca, uite, ești Danemarca, Germania, vezi? Da, bă, da, da, stai că ăsta nu e... Eu merg pe jucătorul danez, neam ce el, adică vedem, aflăm imediat. Nu, Eriksen. Nu, e Bednar. Și-am ghicit-o, să zic așa. Dar scorul a fost 5-3 și cred că ăsta este ultimul jucător. Văd că mai are vreo 10 secunde clipuri, clar nu vom mai avea parte de alți jucători. Am ghicit doar 3 și haide să mai trecem o dată în revistă jucătorii. A fost Di Maria cu Ozil. Și a fost mai în vârstă Di Maria, după Kaká cu Ibrahimović. Ibrahimović, Müller cu Alexis Sanchez, a fost Alexis mai în vârstă, Eden Hazard cu De Bruyne, Van Persie cu Iniesta, a fost Van Persie mai în vârstă, după Depay cu Coman, Neuer cu Fabregas, Ronaldinho versus Pirlo, De Gea cu Ghiotze și ultimii Bednar cu Lewandowski. Aștept comentariile voastre. Dacă vă doriți în continuare astfel de episoade, nu să apăsați butonul de like. Eu am fost Xbreaker alături de fratele meu. M-a făcut data viitoare. Promit că mi-au revanșa. Faci cinste. Ciao.